locul lui în casă nu prea este. Am ales să votez așa pentru că își dorește să meargă acasă. Câștigătorul acestui cec în valoare de 1500 de euro este... Vă mulțumim tare mult că ați rămas alături de noi. Continuăm gala. Deci da, el numai asta face. Scrie atacă. Nu. Tu vii aici și îți pregătești un atac. La fel cum ai făcut cu Adelina. Ai stat în grădină 5 minute. Ce, Doamne, faci? Doamne, acolo chiar am nicio treabă. Deci nu e normal să vii într-una. Ai singur, chiar te-am văzut. Păi da, într-una am dus în grădiniță. Nu pentru Adelina, m-am dus să văd dacă vine Georgiana după mine. Eu nu am băgat-o în seamă pe Georgiana. Georgiana, care te-a refuzat 1000 de ori, ar fi venit după tine. Asta zic. Am zis că, băi, poate am sufocat femeia și am zis, hai să nu mă duc la ea. Și vorbeai în grădină să văd la cât la mine. Salutat când a venit. Asta a fost, pentru că așa este. Știți cum, știți ce zic? Adică când o femeie se simte sufocată și spune, nu mă mai sufoca, o las puțin și o tratez puțin. Da, dar când o femeie nu te vrea și am văzut când a venit, înseamnă că nu îi place într-adevăr de mine și am și rupt-o în acea zi. Dar ție îți place de cineva de aici din casă? Am spus că sunt interesat și o zic plăcut. Hai că nu ne interesează, gata, că ne-ai plictisit, Alina, ne-a luat somn. Ia lasă-l în pace. Precum Alina, precum Gianina. Nici Antonia nu este urâțică, dar numai că mai trebuie să-și schimbe comportamentul. Ce e greșit la cum acționează ea? Pentru că mi se pare că s-a luat puțin după ele. Auzi, Mădălin, dar toate aceste fete sunt singure. De ce nu te străduiești să le cucerești? Când? Vreau să-l cucerești. Nu te ceri cu Radu și băile. Păi da, dar cum pot să le cuceresc când Radu mereu vorbește și atacă ori pe Alexandru, ori pe Nicolas? Sau când ajung în casa fetelor și mă ia ele în pâine. Bă, trimit o poză cu mine, omule. Cu ce te ia prin mine, omule? Eu încerc. Credeți-mă că eu chiar încerc și chiar se vede câteodată în afară când fac niște achinări cu Adelina, recunosc. În rest, încerc să vorbesc. El vrea să vorbească cu fetele care le-ai numerat. Voi, care dintre voi vreți să vorbiți cu el? Niciuna! Dar de-aia sunt aici, sunt pentru că convins. Am o problemă în dragoste și de-aia am venit la o emisiune matrimonială. Pentru că recunosc că am probleme în dragoste. Probabil unele mă consideră prea arogant, altora nu le place. Nu le place. Nu dau seama că se pun toate contra lui. Dar ele nu-și dau seama pe ce scot pe gură. Psihiatru. Exact. Este înfermător. Psiholog, psihoterapeut. Da, Vlăduț, tu ești unul dintre băieții care a încercat să îl tempereze pe Nicolas. Da, cu toate astea, el nu a apreciat intervenția. Asta am și scos în evidență. Cu toate astea, că am venit și am spus, bă, lasă așa, că n-ai nimic de dovedit, pune-te jos, nu-i mai da importanță, pentru că îi dădea importanță și cu asta s-a enervat și de-aia și-a acționat. Atât, după două zile vine și... Deci nu a apreciat deloc gestul meu și chiar din suflet l-am făcut și de multe ori am zis și am dat sfaturi. Bă, nu mai fa asta, nu mai fa asta, nu mai fa asta, nu mai fa asta. Deși tu îl consideri vinovat pe Mădălin pentru ce? Da, păi logic, cât timp el stă, bă, Nicușor stă pe canapea, n-are nicio treabă cu Mădălin și el vine și aruncă cu banana, nu că vine, merge și ia banana de unde și-o ascuns-o, că el știa că o să facă asta și-o notat-o. Asta merge și aruncă cu banana în el, după aruncă și în Radu și așteaptă și după asta și așteaptă reacții de la el. Păi logic, tu el plantează o bombă. La noi se mănâncă foarte multe fructe și am zis să le păstrez pentru mai încolo. Ce îți plac banane? De când am luat și le-am pus acolo să le păstrez pentru puțin mai încolo. Se mănâncă precum în junglă la voi în casă. Auzi, Mihai, săptămâna trecută Mădălin își cerea să alegi dintre el și Radu. Ai ales. Ce să, eu nu fac, nu e el în măsură vreodată în viața lui să-mi zică mie pe cine să aleg, una la mână și doi la mână, ce om ar putea să vină să facă o întrebare de asta? Mă pună să aleg. Un bărbat gelos. Mie mi se pare normal, având în vedere relația mea și a lui Radu, adică poate mă va trăda, să spunem. Și eu vorbesc cu Mihai și... Tu ești om de trădat, mă. Băi, eu am încredere în tine. Bă, tu ești om de trădat. Dar nu e vorba de asta, e vorba că eu vorbesc, poate și... de ale mele cu el și am credere în el. Da? Vorbesc lucruri personale și îți cer câteodată părerea? Da. Personal. După dacă, să spunem, la un moment dat ajungem să ne certăm cum facem, de exemplu, am făcut puțin mai devreme, să spunem, eu nu consider că mă cer cu el acum, și apoi se duce la Radu să-i spună tot ce afla despre mine. Să trebuie să știi un lucru. Doamne, director, am auzit numele Radu astăzi, din gura lui ăsta. Tu singur îți dai important. Zi, Mihai. Pre deosebire de... El, eu n-am chestii de-astea de sifon, să plimb vorba, să chestii de-astea. El așa face? Păi eu asta văd, că se întâmplă pe aici. Asta. A spus că nu este sifonar în sensul că, dacă eu să-i spun ceva, el nu se ducă să dea asfoară în țară. La asta s-a referit. Eu, de exemplu, l-am început pe Nicolas
l-am văzut un om bun, nu știu ce. Chiar dacă nu am văzut exact fazele alea de agresivitate. Apropo de Nicolas, măi Nicolas, ți-a mai cerut Radu bani de țigări, de ce mai avea el nevoie? Nu, domnișoara Cristina, că acum i-a intrat și lui, adică nu știu, am înțeles că mai are de da bani. I-a venit cardul, nu? Ceva de genul. Nu mi-a mai cerut. Oricum. I-a intrat premiile. Da. Posibil, da. Dar nici pe aia nu i-a dat înapoi. Aoleu, nu ți-ai plătit datoriile? Când dai banii înapoi? Să-i dai banii înapoi, că strigă după noi. Ce datorii, mă? 200 de lire ai să-i dai. Dumnezeu și Maica Domnului. Nu scap de mine până nu dai banii. Ăla e motivul pentru care se ceartă ei, probabil. Că ați tot întrebat. Cred că ăsta e motivul. Auzi, Radule? Da. Radu, și cine te scoate pe tine la restaurant dintre cele patru fete? Că dacă tu nu ai bani? Păi... Care are, domnișoara Cristina? Care are mai mulți? Aha, faci ca sezonul trecut, plătesc fetele. Dar bineînțeles. Dacă vor și ele să mă scoată în oraș, să-și scoată iubit în oraș, trebuie să plătească, să cotizeze normal. Eu ies degeaba în oraș. Bine. Până te scot fetele în oraș, te-a scos Mădălin din Sărite. Haideți să urmărim. Cu ce te-am supărat, mă? Eu am vrut să fiu dar. Nu vii să dai cu banane în mine. Dar nu am dat. Ai dat, ți-am dat. Ai aruncat-o așa sau nu? Am aruncat-o, exact. Am aruncat-o. Băi, n-am aruncat-o așa. Nu am insistat. I-am dat-o în mână. E cum ai zis că dai cu banane? Mihai, dacă îți fac așa. Și la ce te strobuți? E ca și cum am aruncat în tine? Păi, erau supărat și am împărțit o banană. De unde până unde ai tu glume? Nu mai pot. Banana are proteine. De unde până unde? Dacă vorbești prost. De unde până unde ai tu glume cu el? Dar nu mă apucă nervul. Nu-l bagi în seamă, uite cum nu-l bag eu, că a venit și la mine și se pune așa. Dar nu se compară, nu se compară. Acum iar să taliați, ia uite-i. Îi dă sfaturi cum să-mi facă. Să știi că în preajma bărbaților, dragule, Radule, de ce te agiți așa, Radule? Hai, mă, că când dansează faci așa, când dansează faci așa, da. Așa că, da, fă, acasă. Dacă vrei să mă copiezi, fă așa, uite așa, trebuie să faci ca să le lipești. Da. Tu ai mai lipiște puțin. Zici că ești un umed, dragul meu, păi nu mai vorbit-o cu mine. Stai cu pentru mine, pentru că m-au luat o femeie, pe tine ce... Tine ce... Femeie, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Bărbații, uite, da, în momentul în care s-a ridicat la tine, ia când aici, în momentul în care s-a ridicat la tine, vezi că ai făcut baltă aici, viața mea, uite, ud. Nu, ai cred că tu de emoții când ai văzut gestul ăsta, că tu ai stat aici, eu n-am stat acolo, tu ai stat acolo, aia e problemă. Mai râde că ești deja pus jos. Bă, ce le fac, nu cred. Da, tu le faci, vezi că îi v-ați dat singur acum în gol. Da. Cum îi spui tu să nu mai reacționeze? De ce îi spui să nu reacționeze? Ca să fie ce? Ca să fie ce? Ca să ce fie, mă? Ce, ce să fie? Ca așa l-ai învățat de acasă, ai zis? Te agiți? Ți s-au înroșit venele, ia ce aici? Să venele? Reacționezi la cineva în afară de mine? Mie trebuie să mă pui în evidență. Pe mine răduc cu drăgucu. Pentru că eu sunt copilașul vostru. Eu sunt copilașul vostru. Și trebuie să aveți grijă de mine. Vezi că ai 17 riduri când vorbești cu mine. Când vorbești cu mine, 17 pentru la 20 gândesc, de ani. Sunt nu, nu prea gândești, de-aia ai fruntea aia. De frustrare. Băi, am văzut că erai pe conexiune cu m-ai aruncat. Ia și tu, ia și tu, dar tu ești. Dar nu am aruncat în nervi. Bă, dar nu se fac chestii de astea. Se va vedea pe material că ai aruncat. Nu am aruncat un șurel. Da, eram aici. Ia, Nicolae, s-a aruncat-o în mână. Acolo când ai aruncat lui Rona, nu am aruncat-o, dragul meu, decât în mâna ta. O aveai în mână. Băi, am aruncat-o în mână. A aruncat-o în mână? A dat așa. Ia uite, a prins-o în mână și apoi a aruncat cu ea. A dat așa. V-am făcut-o ca la carte, de s-a terminat cu toate. Ia uite cum tac. Uite, latră. Ia uite. Latră, vezi? Câinii ce latră nu mușcă. Cu Radu, tu cu Ile, cumva v-ați aliat împotriva lui? Da. Și el acum vrea să o dea pe Ile. Că ea iată cu mine, era? Pentru că a văzut pe material cât de penibil este cum amândoi mă atacă. Bine, dar cu toate astea pare că cei doi nu se înțeleg foarte bine. Eu nu m-am aliat cu nimeni. Efectiv, nu-l suport. Ți-am dat cel mai bun exemplu, da? Nu scrinul adus suport. Ai... Bine! Alo? Bine! Scrinul adus aici când ai încercat bine, să faci materiale nu, cu codruț. Nu m-am aliat cu nimeni. Așteaptă. Nu m-am aliat cu nimeni. Așteaptă. Te-ai închis singur la faza asta. Am spus de multe ori că eu nu folosesc rețelele de socializare ca să vorbesc cu nimeni și... Vreau să aduceți, dacă vreți acum, ce vreți voi, telefoane, tot ce vreți, dacă am băgat pe cineva în seamă. Nu, fetele. V-am băgat vreuna în seamă? Facem așa, până la fete, Duțu.
face tu parte din competiție. Zi-mi și mie ce părere ai despre situația creată. Are dreptate Mădălin, cei doi s-au aliat împotriva lui? Da, în momentul când Mădălin a venit în casă aici, am văzut că și... Iar rămâi aici și vorbește cu tine, că și Radu, inclusiv, au început să-l atace. Asta s-a văzut. Ce înseamnă nu? Ia, oprește-te! Ce nu, Radule, ce nu? Păi asta am văzut eu. Opriți-vă puțin! Dacă sunt prieteni între ei și îmi bagă mie intitulatul ăsta, să nu sau. Cine e prieten? Întoarce-te, te rog! Băi, du-ți la mine se vede că sunt un om sincer față de tine, știi? Aia, că nu te ajută asta s-a văzut. Da, adică nu mai nu mă stau să bagi aiurea. Eu nu stau să primesc intitulatul ăsta. Când a venit Mădălin, că vă iau și... Ei, Radu, Radu, du-te afară, du-te dacă tot voi ai. Du-te afară, du-te. Du-te să nu... Dumnezeule, prima dată Mădălin, te-am văzut eu. Mădălin, când am venit în casă la voi, ai atacat. Sau, adică, v-ați certat, da? În jurătură înseamnă după ce a venit în casă la noi... Ți se pare atac că îl întreb la ce emisiune ai mai fost? Tu ai fost cea care ai vorbit cel mai mult cu el. Nu! Ba da! Și după ce a venit în casă la noi, ai început să-l ataci împreună cu Radu, amândoi. Ați încercat să-l casă în tine? Da, dacă el ar începe să dea în tine... Zilnic! Nu am dat în tine, femeia! Eu! Nu te-am atacat! Da, dar el a zis că tu ai început să dai în el. Cu ce? Că dar arată cu ce te-am atacat eu. Eu l-am întrebat, stăteam pe canapea și râdeam și te-am asta întrebat. A fost prima la zi, ce emisiune ai mai fost? Și de acolo ți-ai luat foc. Ai zis, a, las că eu știu ce am zis, nu, am spus, da. Și ai venit și ai zis, oricum te detronez pe tine și pe Radu. Zilnic! Nu am spus-o atunci. Am zis de acum două zile. Acum două zile am început să spun că să vă detronez. Chiar o să fac. Da. Tu cu Radu, ce vrei să-ți fac, omule? Te-am lăsat în pace de atâtea ori, nu te bag în seamă, ce Ile, vrei să-ți fac? Ile, v-am spus, amândoi sunteți slabi, voi aveți nevoie de aliați. Bravo. A, este. Las că ești tu cel mai puternic, pa. Nu, nu zic că sunt cel mai puternic, eu vreau decât să fac dreptate și după mă retrag. Du-te acasă și fă dreptate. Da? După ce plecați voi ăștia cu fețe false. Strategii împotriva mea, intitulatorii gratis, cooperează în trei, Duțu, Ile, Mădălin, se caută unul pe altul ca să iasă ei în evidență, să mă pună pe mine în umbră. Asta e o strategie împotriva mea. Încă de la primele zile în care a intrat Mădălin, a spus în felul următor: eu vreau să te pun pe tine în umbră, să nu se mai vorbească cu tine. Ceea ce a vrut să facă Ile acum o săptămână cu screen-urile arătate în emisiune, când a vrut să coopereze cu Codruț, să aibă ei certurile lor, să... pună monoton pe casă ca să nu mai iese în evidență toate strategiile astea și Codruț nu a acceptat, iar Ile, care a venit cu ideea, și Mădălin, care știe care e treaba, au colaborat amândoi împotriva mea. Chestia asta pe mine mă deranjează, eu niciodată n-am să colaborez cu Ile sau cu oricare alt concurent. Mie îmi place să fiu pe compromis. Mihai, ești de aceeași părere ca și Ile? Ar trebui să plece Mădălin acasă? Domnișoara Cristina, Mădălin nu reprezintă nici 1% pericol pentru nimeni din această casă. Dar el ce reprezintă? Nimic. Nimic. Absolut nimic. Un, cum am mai spus și mai devreme, un bufon. Atât. Iasmina, tu ce părere ai despre această situație? Exagerează Ile și Radu sau Mădălin îi acuză pe nedrept? Nu. Mădălin îi acuză pe nedrept. A spus, n-am înțeles, că... Că te... Că acuz pe nedrept. O... Deci consider ca și Mihai că Mădălin se implică mai mult decât este cazul. Exact. Da. Are vreun scop? Da, s-a văzut din prima că facă circ. Domnișoara Cristina, care un scop. Da. Domnișoara Cristina, el când a venit în casă, prima lui zi, m-a ales pe mine la dans. Și eu l-am refuzat și când a terminat de dansat cu Diana, a spus în felul următor: te alesesem pe tine cu un scop, dar a picat. Mm-hmm. Și apoi a venit deghizat în femeie aici în casă pentru Radu. Deci e clar că el știa că eu sunt în cunoaștere cu Radu și de asta m-a ales pe mine la dans. În momentul în care el a venit în casă, băieții pot confirma că a spus în felul următor: îmi era foarte cald și m-au dat Adelina cu apă, în contextul în care nu s-a întâmplat așa ceva. El a cerut apă să bea, i-a dus Gianina, cred, un pahar cu apă și l-a turnat pe el. Hai că vedem ce o fi pe viitor și cum vă rezolvați voi lucrurile până atunci. Mergem puțin în casa fetelor. Iasmina, ești supărat? Nu, sunt obosită. Ce-ai vorbit cu Mihai în pauză? Da, o tachină am eu, domnișoara Cristina. Să văd ce zice. Așa mai glumim noi și ne tachină. Serios? Da. Îmi place să văd gen ce-mi răspunde înapoi. O testezi? Nu e testare, e o tachinare, domnișoara Cristina. Ea totuși este supărată. Nu e supărată, domnișoara Cristina. Este obosită pentru că am dormit destul de târziu amândoi. Și ne obosește și
acest individ cu zbieretele lui în urechile noastre aici. Eu mă simt chiar... E cea mai obositoare gală pe care am avut-o de când sunt eu aici, numai din cauza lui. Domnișoara Cristina, până să vină el, era totul cum trebuie. A venit Mădălin, a început să se ia... Ia zi, lăcrimezi? Nu. Nu, pe bune, chiar sunt obosită. Bine. Domnișoara Cristina, chiar nu este absolut nimic. Unde rămăsese? De când a venit el, ai zis. Da, și am văzut în ultimele zile stresată, îngrijorată. Nu. Probabil pentru mine cu problemele mele, domnișoara Cristina. Cum e mama? Nu neapărat, ci problemele mele de sănătate care le am. Ce probleme de sănătate? Nu pot să spun, domnișoara Cristina, n-am cum să spun așa ceva. Am răcit ca în prima seară când a venit Mădălin, am făcut baie și am dormit cu geamul deschis. Tot Mădălin, numai ghinion îți aduce Mădălin. Nu știam. De treaba asta. Da, am mai multe chestii adunate și de asta. Gianina, cum te mai înțelegi cu fetele? Bine, mă înțeleg cu toate. Cu toate. Deci nu mai există grupuri, grupulețe și alte lucruri. Nu mai există nimic. Adelina, simți cumva că ai rămas singură, te-ai despărțit de Radu, prietene nu prea mai ai? Da, dar cred că asta mă va întări mai mult. Oricum îmi pierdusem încrederea în mine de când am venit aici. Și cred că ușor, ușor... Încrederea în tine? Da. Și simți că o recapeți? Da. În stilul ăsta, da. Crezi că a fost cea mai bună decizie să te îndepărtezi de fosta ta prietenă, Ile? Da. De ce? Nu știu, pentru că oarecum, într-un fel, mă punea nu pot, în umbră, da. E bună expresia asta. Bine. Adică de fiecare dată când aveam o discuție, se băga peste mine, îmi lua apărarea și cred că pot să... Nu iau și singură, sau măcar să încerc să fac asta. Și știi foarte bine că de atâtea ori ți-am zis, vorbește dacă vrei să vorbești. Da, și de fiecare dată când mă apucam să vorbesc, te băgai peste mine. Vorbeam. Da, și uite... Că cum vorbești mai... acum? Vorbesc non-stop. Ce vrei da. Să fac? Da, dar nu pentru mine. Da. A sosit momentul să mergem mai departe. După cum știți voi și cei de acasă, ieri am spus topul atât în cazul fetelor, cât și în cazul băieților. Vi-l reamintesc și astăzi. Top 3 în cazul fetelor, în ordine aleatorie, este următorul. Alina, Adriana și Ile. Vă voi spune întâi cine nu este favorită dintre cele 3 fete. Alina. Bătălia se va da între Adriana și Ile. Vă reamintesc acum și topul băieților, tot în ordine aleatorie. Mihai, Vlad și Radu. Vă voi spune și în cazul băieților cine nu este favorit. Iar numele lui este Vlad. Așadar, bătălia în cazul băieților se dă între Radu și Mihai. A sosit momentul să aflăm cine este fata favorită a săptămânii dintre Ile și Adriana. Adriana, felicitări! Acum chiar sunt emoționată. Mulțumesc mult că m-ați votat și o să promit că nu mai dezamăgesc și nu mai stau retrasă. Haideți să revenim în casa băieților, să aflăm cine este băiatul favorit al săptămânii dintre Mihai și Radu. Radu, felicitări! Pentru a vă abona, apăsați aici. Pentru a viziona mai multe filmulețe, apăsați aici sau aici.